Bună ziua! Eu sunt Gina Alban și vă invit să mă cunoașteți mai bine pe mine și micul paradis pe care mi l-am creat de-a lungul anilor. Consider că cel mai greu lucru pe lumea asta este să-ți dai seama ce-ți dorești cu adevărat. Eu sunt absolventă de medicină umană, deci am învățat o groază să devin medic adult. Pe vremea aia nu știam ce anume mă împlinește sau nu cu adevărat și cum nimic nu e întâmplător, am avut nevoie de mulți ani să îmi dau seama că lucru care mă împlinește cu adevărat și ceea ce vreau și îmi doresc din tot sufletul să fac este să cresc pisici. Toată povestea mea a început acum 11 ani când am văzut la o emisiune o pisică uriașă. Am aflat că se numea Maine Coon și mi-am dorit din tot sufletul să am și eu o astfel de pisică. Am ajuns la un show felin, le-am văzut în realitate și ăla a fost momentul în care m-am spus că trebuie neapărat să am o astfel de pisică. Neavând informații, nici eu, cum nici restul lumii, despre ce înseamnă un animal de rasă pură, am ajuns pe diverse site-uri de adopții, site-uri pe care nu vreau să le numesc, sunt dumneavoastră care sunt, și să intru în posesia unui Maine Coon, fără să știu ce înseamnă de fapt un animal de rasă pură. Așa a intrat în viața mea Zigo. El este Zigo și într-o secțiune separată a site-ului nostru veți putea găsi și povestea lui cap-coadă, cum a intrat în viața mea. N-are absolut nicio legătură cu Maine Coon-ul, pe lângă faptul că caracteristicile nu au nicio legătură cu rasa. Nu am primit niciun fel de document în afară de un carnet de sănătate care poate fi cumpărat la orice librărie. Trebuie să știți că un animal de rasă pură, și aici vorbesc de pisici, orice fel de rasă de pisici, indiferent de condiția în care pleacă din felisă, că pleacă pentru reproducere sau pleacă pentru companie, toate sunt însoțite obligatoriu de certificatul de lor de naștere, care se numește pedigree. Acolo sunt trecute absolut toate datele despre acel crisoi. Când este născut, care-i sunt părinții, care-i sunt bunicii, că se identifică printr-un număr de microchip. Ideea este că în viața mea intra Zigo, care n-avea nicio legătură cu Maine Coon-ul. După cum vezi și timp poveste, un an de zile a fost o luptă contra cronometru să-i salvez viața. După un an de zile, după ce s-au rezolvat lucrurile, timp în care am realizat că Zigo nu este un Maine Coon, mi-am dorit în continuare un astfel de pisoi. Și așa a intrat în viața mea primul Maine Coon, pe numele lui Caramel. Am furat până în Polonia să-l aduc. Pe parcursul acestor 10 ani am participat la foarte multe show-uri. Am avut rezultate la început timide, mai puțin valoroase, după care din ce în ce mai mult. Junior Winner este un titlu pentru care mulți crescători se luptă. Este un rezultat pe care îl obține un pisoi după ce câștigă 5 bestie show-uri la categoria lui de vârstă. Voiam să vă spun că
Am mulți junior winners, am mulți national winners, multe nominalizări la marile concursuri, inclusiv la campionatul mondial. Iar anul trecut, în 2023, am fost desemnați și cea mai bună felisă și cea mai mare din România, cu cele mai mari rezultate. Extrem de important pentru mine și pentru soțul meu este bunăstarea animalelor, modul în care ei trăiesc, fericirea lor, cum sunt hrăniți, câtă atenție primesc, și de fiecare dată mi se pare că pot face mai mult. Vă voi invita în minutele ce urmează să cunoașteți un picuț din ceea ce noi am reușit să facem aici în ultimii ani, numai și numai pentru pisici și pentru bunăstarea lor, pentru că asta ne face pe noi fericiți. Vom cunoaște partea de curte, de proprietate în general. Suntem norocoși să avem proprietatea la marginea acestei păduri superbe, unde este multe ori cu pisicile mele. Tot la nivel de hobby pot vorbi despre faptul că acum 2 ani mi-am dus hobby-ul la un alt nivel și în viața noastră au intrat și feline exotice, până în momentul ăsta 3 rase de râs, care sunt feline ca animale de companie, sunt complet domesticite. Vom cunoaște apoi căsuța și padocul fetelor, atât interior cât și exterior, padocul băieților, casa unde avem secțiune de maternitate, secțiune de creșă și secțiune de grădiniță. Acesta este micul nostru paradis. Iată pădurea de care vă vorbeam și de care sunt atât de mândră și fericită că trăiesc într-un astfel de loc. Și nu mă bucur doar eu, se bucură și pisicuțele și cățelul Sara și râșii, pentru că este un peisaj idilic, mai ales vara, dar și toamna este minunată prin culorile ei. Și primăvara, în momentul în care natura revine la viață și apare acest verde crud, îmi creează o lume de basm în care trăiesc fericit alături de soțul meu și de pisicuțele noastre. Aici este un mic ial în care trăiesc crapcoi și cu iubire, iată că și ei au putut ingresa. Hai la mami! Hai la mami! Bravo, mama! Bravo! Bravo, mama! Bravo, mama! Iată-i! Și acum haideți să vedem ce se vede în față. Este padocul exterior în care trăiesc fetele. Haideți să vedem. Aici este spațiul exterior. La fel împărțit, fetele într-o parte, băieții în cealaltă parte. Da, Asia, trebuie să știți că ei au liber să intre și să iasă de câte ori își doresc, indiferent de condițiile meteorologice. Dacă își doresc pe ploaie, dacă își doresc pe zăpadă, ies mai des, mai puțin pe caniculă, când se retrag în căsuța lor și stau la aer condiționat până când trece căldura. Iată-ne în camera fetelor. Este o încăpere destul de generoasă.
unde trăiesc femelele reproducătoare și mai nou împart padocul și cu râșii noștri mici, cu bobchetul, care se înțeleg extraordinar de bine și sunt foarte fericiți împreună cu, cu fetele. Bun. Încăperea este dotată cu aer condiționat, pe care îl folosim cu generozitate pe timp de vară, mai ales în această vară a mers aproape non-stop. Pe timp de iarnă, încălzirea se face cu... avem sistem de încălzire în pardoseală. Avem tot felul de senzori de fum, de foc, de mișcare, să avem control permanent asupra lor. Și această încăpere, ca și celelalte, este dotată cu cameră de luat vederi. Aici au un radio care funcționează toată ziua, el este oprit după masa de seară. Litierele, apa, hrana pe care o folosim pentru ei, hrana uscată, pentru că hrana umedă o primesc adulții de două ori pe zi, dimineața și seara, dar apa și hrana uscată sunt la discreție. Iar acolo este portița, ușița prin care ei ies în exterior de câte ori își doresc. Aici este camera băieților. O idee mai mică, pentru că sunt mai puțini băieți. Cu noi în momentul ăsta nu sunt foarte mulți, pentru că mai sunt prin curte. Beneficiază de aceleași condiții ca și în partea cealaltă, cu camere de luat vederi, senzor de fum, senzor de foc, radio, ansambluri de joacă, spații de cățărare și bineînțeles că și ei au ușița unde ies în curtea lor exterioară de câte ori își doresc. Aceleași condiții sunt și în camera de montă, inclusiv padoc exterior și pentru ei. Aici este dormitorul nostru și maternitatea. Iată, suntem deja pregătiți pentru următoarea naștere. O pisică este la termen și o așteptăm din clipă în clipă să nască. Vă spuneam că necesită supraveghere non-stop puiuții nou-născuți și, bineînțeles, mama are nevoie de ajutor în timpul nașterii. Lângă maternitate, depinde și de numărul de nașteri pe care îl avem, este creșa sau una dintre creșe. Să vă arăt cum arată grădinița Gina's Dream. Aici este partea de grădiniță unde pisoii împreună cu mămicile lor stau până la momentul în care pleacă la căsuțele lor. Așa cum v-am spus, puiuții pleacă de parazitați, vaccinați, microcipați, cu pașaport, cu pedigree și cu o parte din sufletul meu.